Bună ziua, numele meu este Florentina Ciobanu, reprezint compania Bitum Truck. Suntem o companie dedicată pentru transportul de bitum rutier pentru construcția de drumuri. Oarecum este un produs de nișă. Suntem în continuă dezvoltare, având în vedere că în țara noastră sunt foarte multe proiecte pentru construcția de autostrăzi, așa că nădăjduim noi că în curând vor fi din ce în ce mai multe autostrăzi și noi toți ne vom bucura de ele, vom circula mult mai ușor și vom avea o satisfacție personală că am ajutat și noi la dezvoltarea acestei țări cu o mică părticică atât cât am putut face. Avem o flotă tânără, avem camioane Euro 6, suntem în continuă dezvoltare a flotei auto, a parcului auto. Nevoia de transport, având în vedere că facem internațional și venim din extern pe intern, este nevoia de camioane performante care să asigure siguranța șoferilor, cu noi măsuri implementate de constructorii de camioane. Și în an de an zic eu că am reușit să achiziționăm astfel încât să întinerim și să împrospătăm flota și să oferim un cadru benefic conducătorilor auto, să fie mulțumiți, să aibă camioane care îi ajută și le ușurează munca și să le ofere foarte multă siguranță pe drumuri. Nevoia de implementare a unui sistem de monitorizare a apărut în momentul în care am decis sau am avut nevoie, de fapt, nu am decis, am avut nevoie să mărim flota. Crescând numărul de camioane pe care le deținem, era necesar o soluție de monitorizare a camioanelor. Cel mai uzual serviciu oferit de sistemul de monitorizare este serviciul de localizare și de raportare a timpului de condus al șoferului, pentru că astfel ne permite să eficientizăm timpii de condus zilnici ai conducătorului auto, să știm în cât timp încarcă, în cât timp poate ajunge la descărcat, să nu avem timp pierdut în parcări din timp. În momentul în care am decis să implementăm un sistem de monitorizare, am luat mai mulți factori în calcul, de la reducerea consumului de carburant, monitorizarea în timp real a transportului, plată de taxe pe extern, în special pe Ungaria. Atunci avem foarte multe servicii într-un singur sistem, cu un singur clic, distanță, eficientizăm astfel și munca de la birou a dispecerilor. Au fost foarte vizibile beneficiile. În primul rând, pe raportările de consum de carburant, s-a văzut o scădere a consumului de carburant, în sensul că fie subconștientul omului cu care lucrezi a redus consumul și s-au disciplinat puțin, au apărut beneficii pentru șoferi, cei care obțin un punctaj în urma unor rapoarte, un punctaj de peste 9,50 la scoring ca șofer, sunt recompensați și prin diverse beneficii pe care compania le oferă. Am eliminat timpii pierduți de șofer pentru că aplicația ne spune exact din momentul în care deschide programul când îl închide și astfel putem să comunicăm clienților exact ora și în momentul la care va ajunge la destinație camionul. După un lung studiu de piață și documentându-ne foarte bine asupra tuturor serviciilor de monitorizare pe care piața le oferea la momentul la care am decis să implementăm un astfel de serviciu, am considerat că erau singurii din piață la momentul respectiv care ne puteau oferi soluțiile pe care noi le căutam. Dacă până în momentul de față, după atâția ani de zile, nu am renunțat la contract, înseamnă că suntem foarte mulțumiți și deopotrivă și de colaborarea cu băieții de la service și de sesizările pe care le deschizi și în sine tot sistemul este bine pus la punct, astfel încât să nu rămâi descoperit sau să întâmpi diferite probleme pe care să nu le poți remedia într-un timp relativ rezonabil. Le recomand tuturor celor cu flote care au flote destul de mari, însemnând de la 10 camioane, poate chiar și sub 10 camioane, să investească într-un sistem de monitorizare și în special Safefleet, pentru că eu personal sunt foarte mulțumită și atunci le recomand cu căldură, vor găsi tot ceea ce au nevoie. Și mai mult decât atât, întotdeauna găsești o persoană cu care să vorbești, să comunici, să-ți răspundă în momentul în care ai probleme.